Bună ziua, domnule Mircea Cărtărescu, sunteți născut în București. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Bucureștiul? Am spus-o de foarte multe ori, București e un fel de alter ego pentru mine. Mă identific cu el, cu bunele și cu relele orașului ăstuia, care într-un fel sau altul îmi seamănă. De fapt, suntem cei care suntem bucureșteni, simțim orașul ăsta cu totul altfel decât cei care au venit aici de-a lungul vieții lor. Pentru noi el este organic. Am crescut odată cu el și avem un fel de feeling al orașului pe care cred eu că nu multă lume din cei care au venit ulterior în el îl au. Cum era orașul în vremea copilăriei dumneavoastră și cum îl găsiți astăzi? Cum arată astăzi? Eu, ca să vă spun sincer, îmi amintesc Bucureștiul din anii 60, din vremea copilăriei mele, și 70, din vremea adolescenței, ca pe un oraș curat și cu multă verdeață, cu multe parcuri. Asta era imaginea mea în acel moment. Sigur că încă nu cunoșteam decât o felie de București. Foarte rar ajungeam cu părinții în centru. Părinții mei vin de la țară și, ca toți oamenii care vin de la țară, își construiseră un mic București personal. Nu treceau de limitele micului lor cartier, care în cazul mamei mele era delimitat de 3 cinematografe. Deci noi ne mișcam între Cinema Floreasca, Cinema Volga și Cinema Melodia. Era un triunghi aproximativ echilateral. Și acolo se desfășura totul. Ăla era Bucureștiul pentru noi. În centru foarte rar ieșeam când aveam de cumpărat ceva sau când mergeam la orășelul copiilor, care era în Piața Unirii în vremea aceea. De aceea Bucureștiul copilăriei mele este orașul din jurul Circului de Stat și al Parcului Circului. Acolo am copilărit. Mie mi s-a părut și mi se pare în continuare un loc aproape magic. În spatele blocului părinților mei era moara cea mare de cărămidă, care se numea Dâmbovița, moara Dâmbovița, o construcție industrială foarte asemănătoare cu vaporul lui Asan, care se afla la două stații mai încolo, spre Lizeanu. Mie mi se părea cea mai mare clădire din lume. Mai târziu, când am văzut Pentagonul sau când am văzut Casa Poporului, nu mi s-au mai părut atât de mari. Dar pentru copilul de 7-8 ani, clădirea aceea de cărămidă era colosală, era ca un palat din basme, să spunem așa. Și ca toți copiii care sunt niște bricolări, mi-am făcut și eu lumea din ce am găsit. Din deșeuri, din debriuri, din ruine, din lucruri de felul acesta, dar și din lucruri, într-un fel, magice pentru mintea mea, dar foarte banale și, știu eu, sordide chiar, pe care le întâlneam atunci. N-am să uit niciodată cum a fost mutată jumătate de stradă. Jumătate din șoseaua Ștefan cel Mare pe atunci a fost pusă pe role când aveam vreo 12-13 ani, deci clădiri întregi, 200 de metri de clădiri probabil, au fost puse pe role și mutate 10 sau 15 metri mai în spate. N-am să uit niciodată spectacolul acela în care oamenii stăteau încă la ferestrele locuințelor lor, la parter erau gostatul, cum se zicea pe atunci, de unde ne făceam cumpărăturile, alimentara, un chioș de ziare de unde îmi cumpăram eu colecțiile de literatură științifico-fantastică și așa mai departe, și toate astea erau pur și simplu mutate pe role, era ca într-un roman sud-american. Nu ne venea să credem. Apoi tehnologia asta a fost, din păcate, folosită pentru mutarea bisericilor cu un deceniu mai târziu și așa mai departe, băgarea lor după blocuri, cum știți. Mi-a plăcut foarte mult. Învățam la școala generală 28, care era la doi pași de mine, dincolo de Alea Circului, și toate serbările de sfârșit de an le făceam în Circul de Stat. Școala închiria circul, arena circului, și acolo ne făceam serbările. Și chiar și spațiul ăsta circular, așa, era ca într-o cupolă sacră, aș spune eu. Ne simțeam ca niște mici zei sub privirea părinților noștri și a tuturor celor care se adunau, spectatorii, și pe noi se puneau spoturile acelea ale reflectoarelor, care aveau
câte patru filtre de culori diferite, ce se roteau tot timpul. Deci noi ne coloram în galben, în roz, în albastru, în verde, ceea ce pentru o minte de copil era extraordinar. Semăna lucrul acesta cu poleile de ciocolată pe care le întindeam cu unghia și care aveau iarăși nuanțele acelea care îmi plăceau extraordinar de mult. Făceam colecție de poleil din astea pe care le puneam între foiile cărților. Da, când, ca toți copiii vremurilor. Da. V-ați gândit vreodată să plecați din București și să vă stabiliți într-un alt oraș? M-am gândit adesea să plec din București. M-am gândit să plec nu neapărat în străinătate. La un moment dat ne gândiserăm, aveam așa în minte să ne mutăm fie la Timișoara, fie la Cluj, să spunem, spațiul nerăgățean, ca să zic așa. Ne cam săturasem de regatul ăsta cu miticismul lui și cu toate poncifele sale. Și ne-am gândit o vreme la spațiul Ardelean, de unde e și soția mea, dar bineînțeles că în primul rând ne-am gândit să plecăm în străinătate și să rămânem în Germania, probabil în Austria, în locuri decente, să zic așa. Asta a fost în primul rând în anii 90, când era o mizerie totală la noi și când foarte mulți oameni au plecat. Dar în cele din urmă, eu mi-am dat seama încetul cu încetul că de fapt ăsta este destinul meu, să trăiesc aici. În 1990, când am fost în Statele Unite, în cadrul unui program de literatură cu scriitori din toată lumea, după 3 luni de zile, am ajuns pe aeroportul JFK și acolo efectiv am dat cu banul. Am povestit asta de multe ori. Eram extrem de nehotărât dacă să mă întorc acasă sau să rămân în America, unde aveam și unde să lucrez incidental. Și am dat cu banul și banul a căzut pe România. Nu știu cine aș fi fost și unde aș fi fost dacă ar fi căzut pe partea cealaltă acum. Probabil aș fi fost o picătură în oceanul uriaș al Americii. Vreau să vă spun că nu regret nicio clipă că a căzut banul pe partea românească, pentru că, până la urmă, mi se pare că așa trebuia să fie. Așa trebuia să fie, eu trebuia să rămân aici, poate că am avut mai multă liniște și mai multă, știu eu, credibilitate, ca să zic așa, legitimitate e cuvântul, ca să-mi pot scrie cărțile. Poate că aș fi trăit mai bine în America, dar n-aș fi scris cărțile mele, poate aș fi scris altele, dar aproape sigur că n-aș mai fi scris. Pentru că viața între străini, cum se zice, și nu e doar un clișeu, nu este atât de, cum să spun, confortabilă ca viața între ai tăi. Exact. Profesia v-a purtat, iată, prin multe orașe ale lumii. Care ar fi orașul care v-a rămas în suflet și de ce? Sunt mai multe și, din păcate, n-am călătorit, niciodată nu călătorești destul, niciodată n-a pus să vezi totul. Mă gândesc că dacă aș fi miliardar, poate așa mi-aș duce viața, aș umbla dintr-un loc într-altul, pentru că lumea este un dar uriaș și neprețuit. Dintre orașele pe care le-am văzut, strălucesc așa în mintea mea câteva orașe americane, San Francisco în primul rând și New Orleans, firește New York-ul, care nu seamănă cu nimic, este o entitate în sine, o singularitate, cum se zice în astronomie, dar inima mea a rămas în Europa totuși. Europa este, eu mă simt european până în vârful unghiilor și cred că am o dublă cetățenie, ca să zic așa, cum o avem toți într-un fel, dar eu o simt foarte bine cetățenia românească și cea europeană. Poate chiar invers, aș spune eu. Mai întâi, ca să te simți român, trebuie să te simți în primul rând european, zic eu. Și deci Europa este locul în care eu mă simt cel mai bine, cu câteva orașe în care am trăit mult și care mi-au plăcut în mod deosebit. Viena, în primul rând, aș spune. Viena ar fi prima mea opțiune dacă aș pleca din România, dacă m-aș hotărâ vreodată. Este, și obiectiv vorbind, în toate statisticile, este orașul în care se trăiește cel mai confortabil. Mi-au mai plăcut, firește, foarte mult Roma, Parisul, nu ai cum să nu-ți placă Parisul,
nu are cum să nu-ți placă. Stockholm mi-a plăcut foarte mult, Berlin, unde am trăit ani de zile. Ce să spun, și chiar orașe mici și pline de suflet, ca Ljubljana, de pildă, care este un, iarăși un oraș al nostru de suflet, și multe altele, multe altele, chiar orașe din țara pe care noi uneori o desconsiderăm, Bulgaria, și care este o țară de fapt minunată, Veliko Târnovo, de pildă, este un oraș cum nu mai găsești nicăieri în lume. Este un oraș cu propriile lui legi de dezvoltare. Este ca o căldare și toate clădirile sunt așezate pe platforme proptite ca pe niște polițe de-a lungul acestui zid vertical care formează acest cilindru scobit. Este ceva fără asemănare, zic eu. Și multe, multe altele. Iar din România, orașul pe care eu îl prefer în momentul acesta, o să vă mire sau nu o să vă mire, că știți ce s-a făcut acolo, este Alba Iulia. Alba Iulia este o mare revelație pentru mine. L-am văzut vara asta și nu mi-a venit să cred. Este un oraș care a reușit să-și renoveze cu bani europeni cetatea centrală într-un mod impecabil și rezultatul este extraordinar. Eu am mai văzut orașe din fostul imperiu austriac, dar aș spune eu că Alba Iulia în momentul acesta este mai frumos decât Graz, de pildă, mai frumos decât Salzburg, mai frumos decât multe alte orașe de acest fel. Ce v-ar plăcea să se schimbe în București în următorii ani? Pentru mine Bucureștiul nu e un oraș care evoluează. Pentru mine el este într-un fel scos din timp. Este un oraș și el este un oraș unic în felul lui. Acest amestec e o banalitate, dar este un lucru adevărat, de Orient și de Occident. Această asemănare când cu Parisul, când cu Bruselul, când cu, știu eu, Cairo sau Istanbul. Toate aceste lucruri îl fac unic. Dar este și un amestec straniu de supermodernitate și de ruină și de părăginire și de părăsire. Amestecul ăsta l-am mai întâlnit la Chicago, de pildă, unde fabrici vechi alternează cu clădiri supermoderne. Toate lucrurile astea fac parte din formula lui. Eu n-aș vrea să se schimbe. N-aș vrea ca Bucureștiul să devină un oraș ca New York-ul sau ca, știu eu, alte orașe foarte moderne, ca Berlinul. Nu, Bucureștiul așa trebuie să fie în mintea mea. Este un oraș paradoxal. Și tocmai paradoxul ăsta este frumos. Îmi place să văd în București și noul și vechiul, împreună, într-un fel. Dar ce nu-mi place este, cum se zice, că e locuit. Nu, frumoasă țară, păcat că e locuită. București este locuit și este locuit nu întotdeauna de adevărați bucureșteni, ca să spun așa, în tradiția caragialiană. El este locuit de tot felul de oameni, dintre care unii nu-i fac bine orașului. De pildă, sunt oameni care nu apreciază tocmai trecutul istoric al orașului, ceea ce dă întotdeauna noblețe unui oraș, clădirile vechi, arhitectura veche, știu eu, monumentele vechi. Eu am văzut cam peste tot unde am umblat cum fabrici părăsite, abatoare părăsite, depouri de tramvaie părăsite și ruinate au fost reconstituite, reconstruite cu o grijă extraordinară și transformate în mall-uri, transformate în, știu eu, magazine foarte moderne, păstrându-se exteriorul straniu și ciudat, pentru că arhitectura asta industrială din secolul XIX era o îmbinare de oțel și sticlă și, pe de altă parte, de stucaturi de toate felurile, de ornamente bizare, de atlași, de îngerași, de gorgone și așa mai departe, care făceau ca acele castele de apă, acele fabrici, acele depouri să pară niște construcții de vis. Ei, noi avem în București construcții de felul acesta.
care pe mine mă fascinează. Ele pot fi păstrate în exterior așa cum erau, renovate, iar în interior tehnologizate, făcute state of the art, cum se spune. Și am putea avea, în locul circurilor foamei și așa mai departe, am putea avea splendide restaurante, splendide mall-uri, splendide, știu eu, locuri în care oamenii vin să socializeze și să trăiască în acest cadru extraordinar. Asta nu înțeleg edilii noștri, după părerea mea. N-am să le iert niciodată celor care mi-au dărâmat Moara Dâmbovița, o construcție care este în creierul meu, nu este, pentru mine nu era în realitate, era în propria mea minte. E ca și când mi s-ar fi grefat și apoi tăiat, retezat o grefă din minte. Au dărâmat-o ca să facă un cartier imobiliar, niște blocuri de 15, 12, 13, 15 etaje înălțime, care nu mai au niciun Dumnezeu. Sunt făcute pentru foloase materiale. Dar acea construcție care avea, nu știu, avea 40 de metri înălțime sau 50 de metri înălțime și care era din cărămidă și care era ornamentată extraordinar de frumos, a fost pur și simplu demolată cu bilele de demolare și cu excavatoarele. A fost pentru mine extraordinar de dureros. Iar acum, probabil că vaporul lui Hasan de la Lizeanu îi va împărtăși soarta, pentru că și el este lăsat în mod deliberat să se distrugă, nu se face nimic. Am înțeles că i s-a pus și foc de câteva ori, numai să părăsească terenul și să se poată ridica acolo cine știe ce altă bizarerie. Aveți un loc preferat în București? Care ar fi acela? Am multe locuri preferate în București. Îmi plac foarte, foarte multe. Grădinile sale, parcurile. Eu sunt mare amator de verdeață și mă plimb foarte des, foarte mult prin parcurile orașului, parcul Carol, de pildă, parcul Cismigiu, parcul Circului de Stat și multe altele, care mie mi se par niște oaze așa de seninătate în mijlocul unui oraș care altfel este foarte stresant. București e unul din cele mai stresante orașe din lume, zic eu. Dacă trăiești o săptămână la New York, se spune că după aia ești stors ca o rufă muiată în apă. Ei, cam același lucru îl simți și în București. Îl simt mai ales nebucureștenii. Dacă un clujean vine și stă în București o săptămână, se simte ca la New York. E stors cu desăvârșire. Noi care am trăit tot timpul așa, rezistăm mai bine la stresul ăsta, dar totuși nu ne place. Nu ne place circulația, nu ne place aglomerarea, nu ne place lipsa locurilor de parcare și așa mai departe. De asta orașul ar trebui să-și recapete, ce spuneam la început, aspectul acela verde, cum se zice astăzi, ecologic, așa, al locurilor. De ce ar iubi străinii București? Am întâlnit străini care iubesc foarte mult Bucureștiul. Există și câțiva scriitori din străinătate stabiliți în București și care nu ar mai pleca de aici. București e un oraș totuși viu. Este un oraș viu care a început să capete o viață de noapte, cum se zice, deosebită. Am fost și eu de câteva ori mai recent în cartierul istoric, în București istoric, acele câteva străduțe încă nerenovate ca lumea, dar bine că l-avem și așa, unde este o viață de noapte ca la Praga sau ca la Budapesta. E plin de lume, este forfotă de lume de la 8 seara și oameni tineri și discoteci și baruri și cafenele și restaurante pe toate străzile, umăr la umăr, unul lângă celălalt. Ei, această viață foarte agitată și foarte plăcută într-un fel, cui îi place așa ceva, atrage foarte mulți oameni și eu cred că odată terminată reconstituirea asta a cartierului vechi, și sper că va fi făcută ca lumea, vom avea totuși un nucleu în București de mondenitate, așa cum găsești în toate marile orașe ale lumii, așa cum găsești în Spania, unde toată lumea este în cafenele după 8 seara sau după 9 seara, cum găsești în toate locurile. Spuneți-mi, între Bucureștiul de altă dată și Bucureștiul de azi,
ce ați alege și de ce? Eu v-am spus, nu fac distinția asta, pentru mine Bucureștiul e București, el și-a păstrat toate beneficiile și toate viciile, ca să spun așa, și eu cred că de sute de ani de când există este practic la fel. Cum să nu recunoști din centrul minuscul de acum 150 de ani, de pe vremea lui, știu, lui Caragiale și a lui Eminescu și așa mai departe, era un centru minuscul, însă foarte frumos, după modelul, mai ales spre 1900 s-a constituit acest model parizian, bruxelian, ca să zic așa, occidental în orice caz, și acest centru înconjurat de mahalale, cum se spunea pe atunci. Termenul de mahala nu era peiorativ în momentul acela, însemna pur și simplu cartiere, cartiere populare. Îl recunosc și acum modelul ăsta. Noi avem în București, București e concentric, e asemenea Parisului. Și încetul cu încetul se va sedimenta social pe aceste cercuri, ca de țintă de tir. Vom avea lumea mai bună venită în centru, apoi din ce în ce lumea mai populară, să spunem. Deosebirea este că în ultimii ani s-a creat și un cerc exterior care este, cum să spun, pentru oameni înstăriți. Deci, mai ales zona nordică, cum se știe, zona de vest, sunt preferate pentru cartiere de case, în general, adică pentru cartiere rezidențiale în care viața e mai liniștită. Asta este o noutate pentru București. N-am mai fost, din câte știu eu, centura asta care a cuprins satele din jurul orașului, Pipera, Voluntarii, Băneasa, toate astea, până mergând până mai departe spre Mogoșoaia și mai departe, unde oamenii mai înstăriți, clasa de mijloc și clasa, să zicem așa, celor bogați, într-adevăr, încetul cu încetul se mută, tocmai ca să evite stresul orașului. Și eu zic că asta este și partea de noutate a orașului. Faptul că încetul cu încetul populația orașului, care în anii 90 era încă foarte amestecată, extraordinar de amestecată, vedeai o casă foarte modestă, chiar în centrul orașului, alături de o casă foarte pusă la punct. Ei, încetul cu încetul se vor crea zone în care oamenii vor fi asemănători, într-un fel. Zone mai ale celor mai cu dare de mână și zone ale celor mai puțin favorizați, ca să spunem așa. Această stratificare o găsim în toate orașele mari ale lumii și, într-un fel, este de la sine înțeles. Care este amintirea dumneavoastră cea mai dragă legată de București? Mi-e foarte limpede. Este ziua în care am mers prima dată la facultate. Pentru mine, care sunt un om ce provine dintr-un mediu foarte jos, părinții mei au fost simpli muncitori, bunicii mei au fost țărani, toți cei patru bunici ai mei. Pentru mine a fost un lucru extraordinar de important pe de-o parte și pe de-altă parte miraculos faptul că am reușit să îmi fac studiile superioare. Mi-a fost foarte greu, eu m-am născut într-o casă aproape fără cărți, mi-am făcut singur biblioteca și n-am avut, de pildă, n-am luat nicio oră de meditație ca elev. Deci am făcut totul prin propriile mele puteri. Pe de altă parte, trăiam, cum v-am spus, într-un mic sat în zona Ștefan cel Mare. Nu ieșeam aproape niciodată de acolo. De aceea, când am intrat la facultate, la facultatea de litere, și apoi când am mers în prima zi la școală, știind că sunt student, pentru mine era, nici nu pot să vă spun cât de extraordinar era să fiu student. Era o zi de toamnă foarte luminoasă, plină de funigei, erau funigei în aer peste tot, clipeau așa în aer, nu o să uit niciodată. A fost prima dată când m-am simțit un cetățean al centrului orașului, în care înainte nu mergeam și care după aceea, pe parcursul facultății, timp de 4 ani,
a fost lumea mea. Deci eu mi-am schimbat lumea. Dintr-o lume de la, să zicem așa, semi-periferie, la o lume centrală. Și vreau să vă spun că totul era nou și uimitor pentru mine. Bulevardul Maghieru cu blocurile lui interbelice, Intercontinentalul, Teatrul Național, toate astea, facultatea noastră, mie mi se păreau strălucitoare, extraordinar de frumoase. Chiar în perioada facultății, când a fost și perioada când am început să scriu literatură profesional, scriam versuri, mergeam la cenacluri și așa mai departe, în acea perioadă eu credeam sincer că București este cel mai frumos oraș din lume. Credeam sincer lucrul ăsta. Nici nu mă interesau celelalte orașe, nu era din cauza propagandei comuniste sau nu știu ce, ci pentru că nu sperasem niciodată să acced în centrul orașului, care mi se părea și centrul lumii. A fost timp de 4 ani centrul lumii mele. Și toată poezia pe care am scris-o atunci, 4-5 volume de versuri, le numim acum 80-iste, așa, era o poezie de dragoste, nu numai pentru o demoazelă sau alta, ci în primul rând pentru orașul ăsta, pentru orașul acela care mi se părea strălucitor, care mi se părea atrăgător, fascinant, și pe care apoi când în 90 am fost parașutat în centrul New Yorkului, am început să nu-l mai simt ca pe un oraș extraordinar de frumos, dar în orice caz amintirea aceea prima, a primei mele zile de studenție mi-a rămas și mă cutremură și astăzi, îmi face să se ridice părul pe brațe, ca să zic așa, când mă gândesc cât de fericit eram în ziua aia, când am mers la facultate. Îmi amintesc foarte bine cum am intrat în sala de clasă, mi-am văzut cei 20 de colegi care aveau să fie colegii mei de grupă și mi se părea că l-am apucat pe Dumnezeu de picior. O ultimă întrebare, dacă ar fi să transmiteți ceva orașului de ziua lui, care ar fi urarea care i s-ar potrivi cel mai bine Bucureștiului la cei 555 de ani săi? Am să răspund cu 2 versuri din Ion Barbu, sau 3. Raiul meu rămâi așa, fii un târg temut, hilar și balcan peninsular. Vă mulțumesc!